Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Citim textul biblic despre pilda vameșului și a fariseului, cuprins între versetele 9 și 14. Luca 18, de la 9 la 14. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, preacurvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecioală din toate veniturile mele. Vameșul stătea departe și nu îndrăjnea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt, căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Mulțumesc. Reocupați-vă locurile. Frați și surori, prin mila Domnului, suntem din nou împreună, în viață, sănătoși. Suntem prin credință în sanctuar ca să ne închinăm Domnului și cu speranța că facem un lucru plăcut lui Dumnezeu. Facem lucrul acesta de multă vreme, fiecare de când l-a cunoscut pe Domnul, și cu ajutorul lui Dumnezeu îl vom mai face încă atât cât Dumnezeu ne va mai ține în viață sau atât cât va mai fi viață pe pământ până la revenirea Domnului. Noi credem că rugăciunea, cântarea de laudă și predicarea Evangheliei sunt lucruri pe care oamenii lui Dumnezeu trebuie să le facă și împreună și separați, fiecare la casele lui, la casele lor, pentru ca inima să se întărească în har, să prindă putere și vremurile grele pe care le trăim, să le trăim cu credincioșie și ascultare de Dumnezeu. Am ascultat cuvântul Domnului care a avut caracter de atenționare și de informare pentru noi în legătură cu profeții mici din Țefania. Toate cărțile profeților mici sunt zguduite de destrăbălarea poporului și de mânia lui Dumnezeu care se revarsă peste ei. Și în mod ciclic urmează pocăința și din nou destrăbălarea și din nou pocăința. Să știți că în viața unui om se tot învârte de lăsarea cu tragerea de inimă. E foarte greu într-o viață de muritor să te ții ridicat la intensitatea smereniei, la intensitatea neprihănirii și slujirii. Trebuie o hrană duhovnicească și un anturaj duhovnicesc remarcabil. În seara aceasta am ajuns la pilda numărul 20. Lecția este numărul 22, deoarece au fost și lecții care le-am ținut în două întâlniri. Pilda vameșului și fariseului. Cuvântul de introducere îl folosesc să vă aduc aminte de faptul că oamenii din toate timpurile au avut o înclinație conștientă sau inconștientă să se închine lui Dumnezeu, să se roage lui Dumnezeu, de obicei sau în vreme de necaz. Pilda acestor doi închinători, unul din gruparea fariseilor, altul vameș, păcătos. Pilda acestor doi închinători, deci, care se închină Domnului la templu, ne învață că închinătorii pot fi împărțiți în multe categorii. Pot fi împărțiți în mai multe categorii din punct de vedere al trecutului lor, oameni neprihăniți, ca și fariseul, sau poate că e mult să spunem că neprihănit, un om de treabă, un om cinstit, un om moral, un om care se temea de Domnul. Frați dragi, să nu fii hrăpăreț, să nu fii nedrept, să nu fii prea curvar, să nu fii asemenea vameșilor sau păcătoșilor. Să postești de două ori pe săptămână și să dai a zecea parte din toate veniturile familiei
este o dovadă de moralitate. Trecutul celuilalt era un trecut negativ. Cuvântul vameș în vremea aceea era similar cu cuvântul păcătos. Adică oamenii răi și destrăbălați ai vremii. Din punct de vedere al prezentului, închinarea la templu îi deosebește. De asemenea, și viitorul lor îi deosebește și îi desparte. Aș vrea să privim la motivația pildei. Repet, ceea ce îl determină pe Domnul Iisus, ceea ce îl motivează să spună pilda, trebuie neapărat să înțelegem. Înțelegând, vom înțelege pilda. Altfel, ne vom încurca în simboluri, ne vom agăța de lucruri neimportante și vom uita, vom omite esențialul. Vă aduc aminte și de faptul că orice pildă are un singur adevăr central. Un singur adevăr central. Și toate amănuntele pildei trebuie să servească prezentării în forță a adevărului central. Deci, motivația pildei. Pilda aceasta, numită a vameșului și a fariseului, are o motivație principală, prezentată în mod direct de Mântuitorul, și o motivație secundară, ascunsă în textul biblic. Motivația principală este explicată în mod direct de Domnul Iisus atunci când spune în versetul 9: a mai spus și pilda aceasta ca să arate că trebuie să se roage necurmat și să se roage și să nu se lase. Versetul 1 și versetul 9: a mai spus și pilda aceasta pentru ca unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și desprețuiau pe ceilalți. Observați, Domnul Iisus Hristos a știut că între ascultători sunt oameni care se cred sfinți și de la poziția lor înaltă de sfințenie se uită cu dispreț la cei pe care ei văd mai răi decât ei și îi disprețuiesc. Și Domnul a vrut să corecteze această atitudine greșită de mândrie spirituală, spunându-le pilda aceasta și prin pilda aceasta avertizându-i de păcatul mândriei spirituale. Motivația secundară se subînțelege din citirea atentă a contextului și se referă la fariseii care îl întreabă pe Domnul Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Priviți din capitolul 17, versetul 20, prima parte. Fariseii au întrebat pe Iisus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, Mântuitorul, ca de obicei când e vorba de întrebări escatologice, adică de întrebări care privesc vremea sfârșitului, Domnul Iisus Hristos le răspunde vorbindu-le despre importanța sfințirii în vremea sfârșitului. Ei îl întreabă când vine sfârșitul. Și Domnul nu le spune când vine sfârșitul, dar le spune că este important să fie sfinți atunci când va veni. Ucenicii, auzind răspunsul Domnului, priviți versetul 37, ultimul verset din capitolul 17, ucenicii l-au întrebat: unde, Doamne? Fariseii întreabă când și Domnul nu le spune când, dar le spune trebuie să fiți sfinți. Ucenicii întreabă unde și Domnul Iisus Hristos nu le spune unde, însă drept răspuns le explică că trebuie să se roage pentru ca să poată face ce le-a spus fariseilor, adică să se sfințească. Fariseii întreabă: Doamne, când se va întâmpla asta? Și Domnul le spune: nu e important să știți când, trebuie să vă sfințiți. Ucenicii întreabă: Doamne, unde se va întâmpla asta? Și Domnul le spune: nu e important să știți unde, trebuie să vă rugați ca să puteți să vă sfințiți. Și pentru aceasta, Domnul Iisus Hristos le dă exemplu celor două pilde. Pilda judecătorului nedrept, care vorbește despre importanța rugăciunii, și pilda vameșului și fariseului, care vorbește despre felul și motivația rugăciunii. Amândouă despre rugăciune. Prima ne învață să ne rugăm, a doua ne învață să ne rugăm corect, pentru că și fariseul s-a rugat, dar s-a rugat greșit. El s-a rugat greșit nu pentru că i-a fost rugăciunea greșită, el s-a rugat greșit că i-a fost inima greșită și i-a fost mintea și judecata greșită. Care sunt elementele pildei? Pilda este simplă, ușoară și scurtă.
are două elemente, de fapt, două personaje. Fariseul este primul închinător care se roagă în templu. Vreau să spun două, trei vorbe despre această categorie de oameni din Israel, o categorie religioasă de oameni numită farisei. Să vă aduc aminte de lucruri pe care deja le știți și împrospătându-vi se în minte această imagine a unui fariseu ca și personaj religios din Israel, să ne fie mai ușor să înțelegem de ce s-a rugat el cum s-a rugat. Pentru un fariseu era greu să nu se roage cum s-a rugat fariseul ăsta. În istoria poporului evreu, fariseii apar cu acest nume cu puțin timp înainte de primul secol, înainte de Domnul Iisus. Adică aproximativ cu 100 de ani înainte să se întrupeze prin Fecioara Mântuitorul Iisus Hristos. Puțin înainte de războaiele macabeilor care s-au încadrat în perioada aceasta intertestamentală, în ultima sute de ani înainte de venirea Domnului. Au fost niște războaie care au sfărâmat țara, numite războaiele macabeilor. Motivația apariției pe scena istoriei a acestei grupări religioase este explicată de faptul că în vremea aceea, după anul 300, când Alexandru Macedon vine în Israel și cucerește Orientul, parte din Orient, Alexandru Macedon a avut altă politică decât babilonienii. Babilonienii îi luau pe oameni și îi duceau în alte etnii, iar alte etnii le aduceau în locul lor, mixând oamenii și despărțindu-i ca să nu se poată uni cu aceeași limbă, cu aceeași cultură și cu aceeași interese și să provoace răscoale în imperiu. Alexandru Macedon nu a procedat așa. El i-a lăsat pe oameni acolo, dar, în schimb, a încercat să-și impună asupra lor cultura greacă, adică să-i elenizeze, să-i facă greci. Le-a dat limba greacă, le-a dat zeitățile grecești, le-a dat obiceiurile grecești, le-a dat cultura greacă, i-a elenizat. Ca o reacție la acest proces agresiv de elenizare, din mijlocul poporului s-au ridicat o grupare de oameni care s-au autodenumit farisei, pentru că fariseu înseamnă separat. Cu alte cuvinte, oamenii aceștia au spus: noi ne separăm de presiunea elenistă manifestată de Imperiul Grec asupra națiunii noastre. Noi vrem să rămânem ai lui Jehova, ai lui Dumnezeu, noi vrem să depindem de Tora, adică de Biblie, noi vrem să ne închinăm la templu, la casa Domnului și să rămânem credincioși lui Dumnezeu, ținându-ne separați de spiritul elenist și lumesc pe care Alexandru Macedon, prin logofeții lui, prin autoritățile, prin liderii lui, încearcă să-l impună evreilor. Farisei au început ca o mișcare de a păstra valorile evreiești sfinte, au început ca o mișcare pozitivă. Și într-o mare măsură, națiunea evreiască și-a păstrat identitatea spirituală și națională datorită acestui conservant numit farisei. Scopul urmărit de ei era să păstreze integritatea religioasă și națională a națiunii, lucru care l-a reușit. Pe vremea Mântuitorului însă, acest grup religios de evrei credincioși număra aproximativ 6.000 de persoane și erau categoria de oameni religioși din Israel care influențau cel mai mult națiunea. Dumneavoastră știți că în Israel erau multe categorii religioase de oameni. Saducheii, pe lângă farisei, zeloții. Zeloții erau o categorie de oameni foarte agresivi. Ei erau niște colerici, niște oameni care credeau că prin sabie își vor rezolva problema. Erau niște oameni fără frică, fără rușine, conduși de un grup de oameni foarte agresiv, mai repede conduși de niște haiduci. Ei erau numai cu sabia scoasă din teacă. Erau foarte agresivi, foarte violenți, îi urau pe romani. Și ei au instigat națiunea în anul 70 și au atras în mod special ura romanilor ca să distrugă templul. Fariseii erau oameni cu minți, au pornit ca o mișcare de protest care să oprească elenizarea națiunilor, lucru bun, lucru minunat. Numai că
puțin câte puțin, oamenii aceștia au devenit ipocriți, mândri, cu o părere înaltă, foarte înaltă despre ei, s-au văzut mai bun decât toți ceilalți cetățeni sau concetățeni ai lor, au devenit foarte rigizi, inaccesibili, o minte mare și o inimă mică, disprețuitori, aroganți, plini de sine și așa mai departe. Hainele lor îi deosebea de ceilalți oameni, aveau niște haine lungi, cu cicuri. Filacteriile lor, care erau prinse pe îmbrăcăminte, niște benzi de pergament, pe care erau scrise versete din lege, le purtau într-o mică cutie fixată pe frunte, fixată pe brațe, sau așa cum anticipam, prinse pur și simplu pe haine. Chiar dacă la început influența lor a fost pozitivă, benefică pentru națiune, cu timpul aceștia au devenit o problemă în Israel. Alunecare a fariseilor l-a determinat pe Domnul Iisus Hristos să-i mustre foarte aspru atunci când spre sfârșitul misiunii lui a devenit foarte direct. Și le-a spus: vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din toate, dar lăsați nefăcute cele mai neînsemnate lucruri din lege. Voi ați devenit așa de scrupuloși la lucrurile mici și totuși la lucrurile mari, iubirea, bunătatea, iertarea, îngăduința, le-ați uitat de mult, timp în care vă împiedicați în fiecare zi de niște amănunte care au importanța lor, dar nu-s mai mari decât lucrurile pe care le uitați, le omiteți. Dacă deschidem Biblia în Matei, în capitolul 23, capitol care l-am citit cu două duminici în urmă, vom fi foarte neplăcut surprinși să constatăm că Domnul Iisus Hristos de 13 ori în 20 de versete, respectiv între versetele 13 și 33, le spune, de 8 ori le spune: vai de voi, vai de voi, vai de voi. Și de 5 ori le spune: povățuitori orbi, farisei orbi, șerpi și pui de năpârci. Și aici, în capitolul 23, în mod deosebit de la versetele 13, la versetele 36, Domnul le face tot felul de reproșuri vis-a-vis de destrăbălarea mascată din viața lor. Oamenii ăștia trăiau o viață de ipocriți, dar această ipocrizie masca păcatul din inima lor. Revenind la gruparea lor religioasă și la influența lor pe care o aveau în Israel, Domnul Iisus Hristos, spre sfârșitul misiunii sale, așa cum anticipam, le vorbește direct. Și aș vrea ca, făcându-ne o impresie despre ei, să citesc câteva versete biblice care vorbesc despre adevărata lor identitate în fața lui Dumnezeu. Să vedeți cum îi vede Domnul Iisus pe ei, știind bine că Domnul Iisus este obiectiv în stabilirea identității sau credincioșiei sau ascultării sau pocăinței unui om. Priviți, vă rog, câteva versete. Marcu 3:6. Oamenii ăștia erau plini de ură. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit îndată cu irodienii cum să-l piardă pe Iisus. Vă puteți imagina? Și spun: eu nu sunt hrăpăreț, eu dau zeciuială, eu postez de două ori pe săptămână. Și avea dreptate, așa era. Dar oamenii ăștia care posteau de două ori pe săptămână, când au auzit pe Domnul că predică atât de direct și cheamă pe oameni la pocăință, demascând păcatul din națiune, s-au unit cu o altă categorie religioasă și și-au făcut planuri în ascuns cum să-L omoare pe Domnul Iisus, cum să-L piardă, este expresia. Dacă te-ai uitat doar la intenția lor de a posti de două ori pe săptămână, dacă te-ai uitat doar la obiceiul lor de a da zeciuială, dacă te-ai uitat doar la faptul că nu curveau și nu erau hrăpăreți, ai zice: aceștia sunt fruntea națiunii. Dar fruntea națiunii s-a unit în ascuns ca să-L distrugă pe Mântuitorul. Poftiți fruntea națiunii! 2. Au un spirit de judecată destructiv. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameși și cu păcătoșii? Matei, capitolul 9, versetul 11. Niște oameni care judecau tot timpul. Se uitau aici să vadă pe cine pot judeca. Nu-mi place de fratele că nu are pălărie, nu are haină, nu are cravată, nu are cămașă.
se agață de toți. De ce? De ce? De ce? De ce? De ce? Oameni care au spiritul acesta de judecată în inima lor și posteau de două ori pe săptămână și dăteau zeciuială. 3. Foarte suspicioși. Și întotdeauna suspiciunea lor era de obârșie negativă. Priviți ce spune Biblia. Atunci ucenicii lui Ioan au venit la Iisus și i-au zis: de ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii tăi nu postez deloc? 4. Hulă. Fariseii ziceau: cu ajutorul Domnului dracilor scoate Iisus dracii. Oamenii ăștia posteau de două ori pe săptămână, dăteau zeciuială, nu erau hrăpăreți, nu comiteau adulter și spuneau despre Domnul Iisus, hulind împotriva Duhului Sfânt, că El scoate dracii cu ajutorul dracilor. Puteți să vă imaginați cum se îmbină, cum se împacă aceste două lucruri care sunt contradictorii: postul cu hula, zeciuiala cu împotrivirea în fața lucrării lui Dumnezeu. Frați dragi, de multe ori noi ne uităm la persoanele care ne înconjoară și în loc să privim viața în complexitatea ei, ne agățăm de o calitate sau de un defect și îl numim pe om bun sau rău. Dacă i-am calificat pe farisei după cât posteau, erau neprihăniți. Dacă i-am calificat după cât huleau, erau îndrăciți. Care e adevărul? 5. Crima. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit cum să-L omoare pe Iisus. Matei 12:14. 6. Imaturitate. Atunci ucenicii lui s-au apropiat de el și i-au zis: știi că farisei au găsit pricină de potignire în cuvintele pe care le-ai spus? Cu alte cuvinte, s-au potignit în predica ta. Ucenicii Domnului vin la Iisus și spune: mai știi ce ai predicat? Da. E, fariseii n-au fost de acord. S-au potignit în predica pe care ai spus-o tu. Dacă predica unul dintre slujitorii bisericii noastre, spuneați: e, n-a știut să predice. Nici Domnul Iisus n-a știut să predice? S-au potignit în predica lui. A fost prea aspru? Li s-a părut că bate apropoul la ei? Și s-au potignit. Ce trebuia să facă Iisus? Să schimbe predica? Și să le spună: bravo fariseilor! Așa trebuia să facă. Șase. Vicleni. Farisei și saducheii s-au apropiat de Iisus ca să-L ispitească și i-au cerut să le arate un semn din cer. Au fost vicleni. Ei nu aveau intenția să vadă semne, dar au vrut să-L pună pe Domnul în situația să facă asta. 7. Ispititori. Farisei au venit la el ca să-L ispitească și i-a zis: oare e îngădui ca un bărbat să-și lase nevasta? Ei știau bine ce zice Biblia. 8. Ispititor. 9. Anturaj dubios. A doua zi, care vine după ziua pregătirii, preoții cei mai de seamă și fariseii s-au dus la Pilat. Ce era Pilat? Pilat era guvernatorul romanilor în Iudeea. Fariseii s-au împotrivit spiritului elenist care vrea să elenizeze Iudeea. Acum ei s-au strâns cu liderul romanilor. Vă dați seama cum joacă ăștia? Cu grecii n-au fost de acord, dar se întâlnește cu șeful romanilor. Ei pretindeau că îl urmează pe Dumnezeu, că îl urmează pe Avram și au un singur Dumnezeu, pe Jehova. Și s-au dus cu cărturarii să se înțeleagă cu Pilat, guvernatorul romanilor, cum îl poate distruge pe Iisus. Acum, câtă minte se ai când îi vezi pe farisei cu Iisus, cu Pilat? Îți dai seama cât de oameni de treabă sunt? Un fariseu adevărat nu se unește cu Pilat. Pentru că Pilat nu era un om de caracter cu care să te unești. Pilat a fost un om sângeros și a omorât zeci și zeci de oameni nevinovați ca să pună mâna pe tron. Ca cei mai mulți dintre guvernatorii vremii. Și fariseii noștri, așa cum se cade, cum erau, n-au mai avut cu cine să se unească în anturaj sfânt, de când cu Pilat. 10. Ipocriți. Fariseii însă și toți iudeii nu mănâncă fără să-și spele mâinile cu băgare de seamă, cu atenție. După datina bătrânilor, Scriptura menționează că își spală mâinile după datina bătrânilor, iar ei umblau cu Tora în mână. Viața le era după datină, iar în mână aveau Scriptura. Câtă omenie, câtă integritate, cât caracter. Erau oameni mari, nu copii. Aveau Biblia în mână și ei aveau comportamente după datina bătrânilor. Asta-i treabă?
Asta e omenie? 11. Împotrivitori, cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși, cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât Dumnezeu? Ei numesc predica Domnului hulă. 12. Necredincioși, farisei și învățătorii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei și au respins botezul. N-au crezut în botez și nu l-au acceptat. Câți farisei au fost botezați? Câți farisei au fost vindecați? Câți farisei au fost mântuiți? Oricum foarte puțini. 13. Iubire de bani. Fariseii, care erau iubitori de bani, ascultau și ei toate lucrurile acestea și își băteau joc de el. El este Iisus, Luca 7:30. Observați ce fac oamenii lui Dumnezeu? Își bat joc de cel care predică, de Mesia. Acum, indiferent de cine își bate joc cineva, faptul că își permite să-și bată joc de cineva, îți dai seama că e un batjocoritor. Numai batjocoritori își bat joc de cineva. Nu mai punem problema de cine își bate joc. Când cineva își bate joc de un alt om, indiferent cine e omul acela, omul care își bate joc e un batjocoritor. Ăla nu are caracter, nu are frică de Domnul, nu e om, nu are minte în cap. Ei își băteau joc de Mesia. Și li se păreau că fac un lucru bun și că sunt evlavioși. Și încercau să explice că au dreptate când își bat joc. Sigur, au dreptate. 14. Necinstiți, atunci cărturarii și farisei au adus o femeie prinsă în preacurvie și au adus-o în mijlocul norodului. Observați, au adus femeia, dar n-au adus și bărbatul. Putea o femeie să comită adulter singură? De ce au adus-o doar pe ea? Care era adevărata lor motivație? 15. Defăimători. Farisei au chemat a doua oară pe omul care fusese orb și i-a zis, dă slavă lui Dumnezeu, noi știm că omul ăsta, adică Iisus, este păcătos. Îl defăimau pe Domnul că știu ei. Întrebarea mea e următoarea, dacă erai contemporan cu ei, erai rudă cu ei, erai verișor primar cu fariseul șef și venea la dumneata în vizită și spunea, bă, eu știu sigur că Iisus nu-i bun de nimic. Îl credeai, că aveai încredere în vărul. Poftim ce face vărul. Spune că Iisus nu-i bun de nimic. Poftim, mai crede ce spune vărtul. Oameni buni, nu mai credeți ce spune nimeni. Nu vă duceți în iad pe mâna lui vărul. Că vărul vorbește prostii. Nimic nu-i mai ușor decât să auzim toate bazaconile și obrăsniciile pământului și să le credem, uneori că ne place. Și că ne alimentează anumite resentimente pe care le avem împotriva cuiva. Frați dragi, asta nu-i pocăință. Și Domnul când a predicat despre asta, n-a fost prea îndrăzneț. Și n-a vrut să moaie inima poporului. A vrut să le spună că așa nu se ajunge în cer. Mândrie. Unii din farisei care erau lângă el când au auzit aceste vorbe le-a zis, nu cumva suntem și noi orbi? Nu se poate, ei nu puteau fi orbi, ei aveau totdeauna dreptate. 17. Invidioși. Atunci preoții cei mai de seamă și farisei au adunat soborul și au zis, ce vom face? Omul ăsta face minuni. Sau, farisei au zis între ei, vedeți că nu câștigați nimic? Iată că lumea se duce după el. Observați cu ce se ocupau ei. Numărau oamenii care se duc după Iisus, cât se duc după Iisus și câți vin după ei. Și când au văzut că după Iisus merg mai mulți, n-au mai putut să suporte invidia. Vă puteți da dumneavoastră seama ce minți bolnave? Care era interesul lor? Cu ce se ocupau ei? E greu de crezut. Foarte greu de crezut. Nici nu știi dacă trebuie să râzi sau să plângi. Desigur, între farisei se găseau și oameni care nu-și pierduseră sensibilitatea pentru Dumnezeu, pentru Scripturi, oameni care se temeau de Domnul. Asta nu înseamnă că toți fariseii de la cap la cap erau o apă și un pământ. Însă, ceea ce am afirmat mai devreme este caracteristic fariseilor. Vameșul, al doilea personaj din pildă. Și el vine la templu să se roage. În Biblie, vameșii au cea mai rea reputație. Vă citesc 2-3 versete din Biblie. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Tot la fel fac și vameșii. Adică cum fac vameșii? Vameșii umblă cu interese, cu șmecherii.
Vame și spăcătoșii vremii. Sau Matei 9:10, pe când ședea Iisus la masă în casă, iată că a venit o mulțime de vameși și de păcătoși și au șezut cu el împreună la masă și cu ucenicii. Vameșii și păcătoșii sunt frați gemeni. Asta era reputația vameșilor. Oricând un vameș a intrat în templu să se roage, toți s-au uitat mirați. Ce caută ăsta aici? Ăsta nu știe să se roage, ăsta e ateu. Care este explicația pildei? Ne oprim aici însă. Și dacă Dumnezeu ne dă viață, vom continua data viitoare, însă, până data viitoare, suntem la data prezentă. Și aș vrea să vă îndemn, frați și surori, să vă gândiți la următorul lucru. De ce Domnul Iisus Hristos, El care este bunătate și milă și dragoste, a găsit că este nevoie să predice aceste adevăruri pe care eu le repet astăzi? A fost Domnul Iisus Hristos răutăcios? Aproape că este imposibil să faci această afirmație. A fost Domnul Iisus Hristos dușmănos, a avut ceva cu cineva, a vrut ca să lovească așa pe cineva peste picioare? Sigur că nu. El s-a uitat la națiunea aceea și a văzut-o afectată de ipocrizie, oameni cu două fețe, cu trei, tot felul de politici, tot felul de partidele, tot felul de alergături după tot felul de lucruri. Și Domnul Iisus Hristos plânge când intră în Ierusalim și spune: Ierusalime, Ierusalime, am vrut să te strâng cum strânge cloșca puii. Dacă ai fi cunoscut tu măcar astăzi, dacă ai fi înțeles măcar astăzi, dar n-ai înțeles nici astăzi. De ani și de mii de ani prorocii au venit și i-ai omorât. Pe Isaia l-ai tăiat cu fierăstrău, pe Ieremia l-ai aruncat într-un puț, pe altul ai spus că nu-i bun pentru că este culegător de smochine, altuia ai spus că vine din Samaria, nimeni n-a fost bun la tine, Ierusalime, doar părerea ta despre tine că ești grozav. Ierusalime, Ierusalime! Și peste încă 35 de ani vin romanii și omoară pe toți evreii, le distruge templul, le arde țara. Și 1910-15 ani au fost când în lagărele de la Auschwitz, când în arenele romane, când în alte și în alte locuri ca să-și plătească nebunia de a nu asculta mustrarea Domnului. Frați și surori, scopul Domnului și scopul meu în această seară nu este să vă moi inima, nici să vă acuz de păcat, este să vă spun că inima omului, începând cu mine și terminând cu ultimul frate care stă pe bancă, este rea și necredincioasă. Și când ni se pare că suntem mai buni, să știți că atunci suntem răi. Și dacă nu facem ce a spus Domnul, sfințiți-vă, postiți și rugați-vă ca să vă puteți sfinți, să știți că o să ne trezim într-o zi afară, în ciuda faptului că nouă ni s-a părut mereu și mereu că suntem înăuntru. Avertizmentul acesta, dacă vi l-aș spune eu, n-ar trebui să-l primiți, pentru că eu sunt doar un om, dar îl spune Sfânta Evanghelie în foarte multe locuri și noi trebuie să luăm seamă la asta. Vă rog să priviți la viața dumneavoastră cu toată responsabilitatea și să vă rugați. Aveți tendință de ipocrizie? Permiteți-mi să pun o întrebare. Cine n-are? Aveți alte și alte și alte tendințe care sunt păcătoase? Vine șarpele să muște? Vine. Îl biruim întotdeauna? Domnul știe și noi știm, dar el vine mereu și mereu să muște. De sute de ori pe zi. Uneori pleacă învins, alteori pleacă învingător. Scumpii mei, dacă Domnul vine la noapte, rămânem sau plecăm? Vă invit să stați înaintea Domnului ca unii care, ca și mine, vă iubiți sufletul și membrii familiei. Și haideți să ne rugăm cu inimă curată, cu toată responsabilitatea și cu pocăință, cu modestie, să ne cercetăm înaintea Domnului și să plecăm ca unii care ne-am întâlnit cu Domnul și care am învățat din cuvântul Său. Vă rog să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm împreună Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com. Pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania.
Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.